proaspăt reconfirmat în funcția de președinte al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România, Arno Van Strien ne-a dezvăluit care sunt prioritățile sale pentru noul mandat. Felicitări, ați fost reales în funcția de președinte a APIMAR. Ce v-ați propus pentru noul mandat? În primul rând vreau să mulțumesc cei care au avut încredere în mine deja până acum, adevărat. APIMAR este o asociație de producători și importatori de mașini agricole pentru România și în sensul acesta avem mult de făcut. Prima chestie este un pic să organizăm mai bine partea de evaluare a pieței, da? Cantitativ, dar și calitativ. Al doilea lucru este vorba de organizare sau de, am fi zis, susținere a membrii pentru participare la târguri și, nu în ultimul rând, este tot ce este legat cu legislație în materie de utilaj agricol, omologare și matriculare în principal. Cum a fost anul acesta, din punct de vedere al vânzărilor, al pieței? Este un an mai dificil, bineînțeles. Mai dificil pentru fermieri, în primul rând, și, bineînțeles, ca consecință pentru noi, pentru furnizori de servicii și de utilaje agricole, care n-au fost compensat pe partea de prețuri și este un an în care fermieri sunt în așteptare și aștept înainte de investiție, în primul rând. Vedem acum, ce este sigur este că n-am văzut încă toate consecvențele, pentru că, cum vedeți, n-a plouat și nu plouă în continuare. Se pregătesc sau s-au pregătit oameni să însămânțez rapița. Unii au făcut, au avut curaj să pune rapița în semințe în pământ, alții sunt în așteptare și s-ar putea să începem un al doilea an ca anul trecut. Punct de întrebare pentru restul, pentru grou și pentru ors, de exemplu. Toate acestea va face că anul acesta a fost un an în care vedem vânzările decrescând și anul viitor este și el, pentru moment, sub punct mare, punct de întrebare. România este în continuare deficitară din punct de vedere al tehnicii mecanizate. Cum vedeți pe viitor această, știu, problemă? Știți, dau întotdeauna un exemplu. Sunt fermier și în Franța și lucram același fermă și același pământ de 3 generații. Ce a făcut să trecem când am avut bunici de la 5 tone la 9 tone de grou care l-am făcut anul acesta? Nu este pământ, pământul a rămas același, dar sunt trei lucruri. Unul este semința, da? Să avem semința care este adaptată la condiții meteorologice și, bineînțeles, la sol, care le avem. Al doilea este tot ce este fertilizare și am fi zis protecția plantelor și tot ce este combaterea borienilor. Și al treilea lucru, care pentru acesta suntem aici în Arad astăzi, cu toți producători și distribuitori de utilaje agricole, este, bineînțeles, tehnica agricolă. Dar în plus, este experiență cu toate acestea. Deci nu este nu numai să dăm semințe, să dăm produsele fitosanitare, îngrașament și tehnica agricolă, este, după aia este cum facem toate acestea. Și acesta este România, bineînțeles, toată lumea este de acord că are potențial. Singura chestie, am văzut anul acesta ce potențial poate are, a avut anul trecut și cum este anul acesta, depinde de cum lucrăm. Cei care au lucrat bine anul acesta și cu tehnologii și a știut cum se face, n-am văzut niște oameni plângând sau se pune cheia sub preș. Deloc. Au suferit, în mod sigur, dar cât de cât au fost salvat un pic din cauza tehnica care l-au folosit. Cei care nu
iau trenul pentru acesta, sau dacă nu adaptăm și tehnologie, noi furnizori, dacă nu adaptăm tehnologie pentru să ne adaptăm la condițiile meteorologice sau condițiile de pământ care sunt în România, acesta va fi ceva mai rău și nu poate să aduce la un potențial sau să ridicăm nivelul. Cum a depășit IPSO vara aceasta? Una foarte toridă, cu călduri mari, puține precipitații, în care fermierii au raportat pierderi de recoltă? Am fi zis, nu vreau să vorbesc neapărat de IPSO, vreau să vorbesc un pic de situație generală pentru toată lumea. Ne-am așteptat anul trecut cu toți la un an în progrese, cum a fost piața în ultimile ani, a fost o piață în progres, în creștere. Anul acesta nu este o piață în creștere. Bun, adevărat, ne-am pregătit pentru să rezistăm. Singura chestie este, pentru moment, suntem ca fermieri în așteptare. Și acesta vis-a-vis de o piață care pentru moment este de departe, care acoperă de departe nevoile al țării în materie de tractor, de combine și de utilaje agricole în general.